Bun găsit, oameni buni, la o nouă întâlnire. Suntem într-o nouă discuție cu înțeleptul, îi spun eu, și călătorul astral, Doru Pârv. Doru Pârv, mulțumesc că ești alături de noi. Sorin, mă bucur că am revenit, că avem din nou posibilitatea să dezbatem sau să dezvăluim lucrurile misterioase sau întrebările misterioase pe care tu le ai, iar în ceea ce îi privesc pe mari înțelepți, Doamne ajută acolo unde sunt, mă consider un păcătos nemuritor, nu mă apropii de acea înțelepciune, însă mă apropii cu siguranță de acest prezent în care suntem. Da, suntem prezenți în prezent. Pornim de unde am rămas, Doru Pârv. Spuneai la precedenta întâlnire, 25 octombrie, 20 noiembrie, evenimente care vor bulversa planeta. Am ales câteva evenimente care s-au petrecut în acea perioadă. Începem cu alegerea lui Donald Trump în America, un eveniment la care puțini oameni se așteptau. O criză economică europeană care a bubuit tocmai în Germania și de aceea mi se pare un eveniment important. Germania este motorul Europei și poate cel mai important lucru este amplificarea războiului din Ucraina, care a culminat cu lansarea chiar pe 20 noiembrie a unei bombe care poate transporta încărcătură nucleară. De fapt, a fost experimentul care a speriat atât Occidentul, cât și toate țările de pe glob de îndrăzneala pe care Vladimir Putin și Rusia o au în acest demers de cucerire a unor teritorii. Am să mai fac eu o paranteză, de regulă îmi amintesc discuțiile cu tine începând cu 25 octombrie, ziua în care cumva am văzut o poate sumbră pentru unii, este ziua în care Israelul bombardează Iranul. Pentru că îmi amintesc exact de unde am, de la momentul de la care am plecat cu aceste episoade care, după cum vezi, s-au întâmplat, ele cu siguranță vor continua să întâmple și pe viitor, pentru că viitorul este incert, atât la nivel spiritual, poate cât și la nivel social. Schimbările vor continua să apară, chiar dacă vor fi într-un mod negativ, pentru că România în următoarea perioadă va avea o instabilitate negativă majoră din punct de vedere financiar. România s-ar putea să fie 2025 anul în care Germania, Franța, Polonia, România și Bulgaria vor intra în război direct cu Rusia. Wow. Și vor pierde, este anul morții și anul învierii, adică vor muri foarte multe organizații, vor învia altele, în sensul ONU, de exemplu, este 2025, este un an care aduce moarte acestei uniuni, acestei organizații ONU. Schimbările, mă repet, schimbările pentru 2025 vor fi majore, este anul în care cu siguranță se vor schimba principiile și regulile de viață. E următoarea perioadă, va fi perioada sau următorii ani vor fi la conducere psihologii care vor veni și vor revendica cumva tot ceea ce înseamnă aspectul bolii. 2025 este anul în care omenirea, pentru că se va întâmpla la nivel global, va avea posibilitate să dobândească altfel de tratamente mult diferite cele
față de, de actualele convenționale medicale, este anul schimbării, este anul în care, mă repet, multe organizații vor dispărea pentru că vor deveni cumva inutile, vor lua naștere alte organizații mult superioare peste cele existente, fiind anul psihologiei, fiind anul psihologului, psihologii vor veni la conducerea lumii, probabil a unei părți, este anul tehnologiei, este anul în care psihologul va, mă repet, revendica aceste boli, psihologul va veni și va spune că de fapt nu există atât de multe boli pe câte ți-au fost prezentate, ci există o singură boală care este gândul. Gândurile oamenilor vor fi corectate sau vindecate prin tot ceea ce înseamnă tehnologie. Este anul transumanismului. 2025 va aduce această schimbare majoră din punct de vedere transumanism. Este anul legalizării acestei tehnologii pe care cu siguranță mulți o vor accepta și o vor asuma. Este anul, mă repet, este un an bun și este un an greu pentru cine nu este pregătit de această globalizare, pentru că în ciuda schimbărilor care s-au întâmplat în Statele Unite, noi urmăm în continuare acest drum înspre globalizare, doar că ne îmbrăcăm cu alte haine, nu mai mergem cu globaliștii, mergem cu alt curent de principii și de idei, cu siguranță mai ușor decât cel precedent. 2025 este anul în care Spania în continuare va avea de suferit la nivel de catastrofe naturale, în ghilimele spun naturale. 2025 este anul în care o mare parte din Africa, din țările arabe, vor avea aceste modificări naturale. Eu nu cred în modificările naturale, dar le exprimăm așa pentru crezurile mele, sunt crezurile mele, aia nu înseamnă să coincidă cu crezurile unui alt ascultător. Turcia în continuare va avea de suferit aceste modificări ale naturii. Anul 2025 este un an, mă repet, greu, în ciuda crezurilor noastre de a dobândi o altfel de libertate, pentru că sunt foarte mulți oameni care au aruncat privirea înspre tot ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Până la urmă, cumva, de acolo probabil se vor reface cărțile. 2025, începutul anului 2026, cu siguranță și am toată certitudinea, America va adera acestei structuri BRICS. Mă repet, lumea se schimbă, globalizarea, indiferent de dorințele noastre, ea își urmează cursul. Stăpânul este același, el conduce și stânga și dreapta, adică doar culoarea și doar principiile cumva credem că am marginalizat din viziunea sau din viața unora curentul ăsta progresist, care el oricum va continua pentru că Europa este infestată de acest curent pentru care cumva noi suntem nepregătiți, și atunci Europa va rămâne și Occidentul va rămâne într-o umbră. 2025, sfârșitul anului 2025, poate să fie și anul în care Europa se va destrăma,
Europa nu... Aici te referi la Uniunea Europeană? Da. Europa nu mai poate să fie sustenabilă și nu va mai fi sustenabilă. Europa va intra într-o moarte. Asta e ultima perioadă a existenței. Va intra într-o moarte clinică și probabil după moartea clinică urmează lucrurile care se vor întâmpla. 2025, Doru Pârv, din punct de vedere numerologic, se spune că e an nouă, asociat creșterii spirituale, înțelepciunii, contemplării, cunoașterii, dar și a unui final și nou început. Tot nouă mai este asociat și cu anul judecății și al deznodământului. Adică avem la ce să ne cam așteptăm. Avem la ce să ne așteptăm, avem și fapte, avem și făptuitori. Anul, exact ce vorbeam mai devreme, da, el are o anumită și va avea o anumită rezonanță în societate, uitându-mă pe pagina președintelui Statelor Unite, Donald Trump, am văzut tot felul de, cumva, o statistică cu privire la acești indivizi de profesie mult diferită față de cea medicală, care cumva au tot pompat niște injecții, le spun așa, asupra oamenilor și cumva acum în America se cere judecarea sau judecarea acestor indivizi. Ok, fapte cu siguranță sunt, făptuitori cu siguranță sunt, drepturile noastre au fost încălcate, vor fi încălcate și pe viitor, pentru că, mă repet, vor veni venind această tehnologie sau venind acest transumanism care va lua naștere, cu siguranță va aduce modificări legale, cu siguranță va aduce modificări morale. Există, zilele trecute am văzut în Elveția o biserică care proiectează o hologramă Iisus Hristos. Adică există curentul ăsta New Age care cumva implică această dezvoltare spirituală. Este și o perioadă în care într-adevăr oamenii vor depăși anumite limitări sau anumite moduri de a interpreta inclusiv religia. Într-o altă discuție cu tine am spus la un moment dat, religiile vor rămâne în urmă comparativ cu viitorul care va veni. Am citit mesajele celor care au văzut emisiunea și cumva un domn făcea o paranteză cu privire la religie. Eu nu am spus vor dispărea religiile, am spus religiile vor rămâne în urmă pentru că 2025 va aduce o altfel de interpretare, probabil mult mai evoluată, tuturor înțelepților sau tuturor legilor sau tuturor deschiderilor religioase. Este anul spiritual, într-adevăr, este un an în care dezvoltarea personală e și un curent, de fapt, în ultimii ani, de acest interes de dezvoltare personală, din punctul meu de vedere, indiferent că ține de New Age, că ține de oricine ține, atâta timp cât tu ai bunul simț față de tine să investești, atâta timp cât tu ai bunul simț față de tine să rămâi oarecum imparțial cu dezvoltarea ta, fără ca să faci trimitere înspre culturi religioase sau fără ca să ajungi să lupți împotriva vecinului tău care e de o altă culoare religioasă sau de altă culoare intelectuală, mie nu mi se pare un lucru rău. Pe de altă parte, 2025 va fi cu siguranță anul desecretizării multor lucruri care cumva au fost ținute într-un fișier. Este anul în care cu siguranță vor fi aduse în discuție multe vieți care trăiesc paralel cu noi, indiferent de
indiferent de fizonomia pe care o îmbracă, indiferent că este viață extraterestră, că este viață subterană, că este viață, este anul multor dezvăluiri. Din punctul meu de vedere, următorii 4 ani vor fi niște ani grei de cunoaștere, pentru că într-adevăr se vor face foarte multe dezvăluiri, nu sunt lucruri noi, vor fi noi pentru noi, oameni care nu am avut acces la informație, se vor face foarte multe dezvăluiri, probabil undeva în jur de 60, mult peste înțelegerile noastre, probabil undeva peste 60-70% față de ceea ce noi cunoaștem. Noi în acest moment din istoria socială, din ce ne-au prezentat ei până acum, probabil că cunoaștem 2-3% din cât s-a dorit. Este și moartea acestui Occident, cumva se împlinește 500 de ani de când Occidentul conduce această lume. Occidentul va muri după 500 de ani, probabil că rămâne la atitudinea catolicilor dacă va da o altă renaștere Occidentului, pentru că, până la urmă, catolicii sunt păgânii despre care Biblia vorbește. Va veni, într-adevăr, această apocalipsă, care nu are legătură cu apocalipsa lui Ioan din Biblie, ci este această apocalipsă în care oamenii vor vedea lucruri total diferite față de ce a fost prezentat sau față de ceea ce noi am trăit până în acest moment. Foarte interesant. Și acum să intrăm direct în subiect. O întrebare directă, Doru Pârv. Mă ridic în picioare și mă uit ce se întâmplă peste granițe. Și văd că majoritatea țărilor occidentale din Europa se pregătesc de război. Și nu e o glumă. În țările nordice se transmit mesaje pentru ca oamenii să se aprovizioneze, să fie pregătiți. Polonia, o aruncătură de băț de România, se pregătește și ea. Ar trebui să ne pregătim și noi românii de un posibil război în adevăratul sens al cuvântului? Mă repet, eu nu știu să interpretez discuții de nivel politic, pentru că ele au o nuanță politică sub forma, sau întrebările pe care tu le ai au o nuanță cumva politică. Eu nu știu să-ți răspund la întrebările astea. Mă repet, eu văd 2025 Germania, Franța, Polonia, România și Bulgaria, prin NATO, vor intra în război direct cu Rusia și vor pierde. Vor pierde NATO. Mă repet, diferit de ceea ce îți spun, să interpretezi întrebările tale din punct de vedere politic, nu știu să le interpretez, pentru că nu politic. Bună. Ele au o nuanță politică, pentru că ține de totuși de politic, în funcție de cărțile care se vor face, probabil și în alegerile care urmează să vină, în funcție de cărțile care se vor face, ne duce mai mult sau mai puțin înspre acest război. El cumva devine inevitabil, pentru că cu siguranță America nu va sponsoriza acest război, NATO va rămâne în Occident și probabil că și-l vor asuma poporul german cu poporul francez și noi, ca de dintotdeauna, ne ducem ne mergem scut, până la urmă noi nu avem nimic de apărat sau de a apăra în acest război. Noi nu mai existăm, pentru că România este vândută. Interesele nu mai sunt ale poporului. Interesele sunt ale unora care stau deasupra înțelegerilor noastre la nivel politic. Și atunci să-ți răspund, adică să
nici nu știți cum să-ți răspund, mă repet, în condițiile în care eu nu găsesc o apărare în întrebările tale. Adică eu nu înțeleg un român care ar trebui să meargă în un război, să presupunem dacă va exista acest război, acel român ce merge să apere? Ce să apere? Ca să ajungem... Pământul țării. Pământul țării este vândut, este înstrăinat. O mare parte din el. O parte, da. O mare parte din el, cel puțin cel productiv. Păi ce să apărăm noi în războiul ăsta? Și atunci revenim la întrebarea ta, are nuanță politică, care cumva mă depășește, iar dacă ar trebui să-ți răspund ca un om de societate, chiar dacă trăiesc liber la marginea societății, răspunsul meu este ăsta. Să mergem într-un război să apărăm ce? În condițiile în care românii la ora actuală în Ucraina sunt maltratați. Nu mai au case de rugăciune, nu mai au absolut nimic. Adică unde mergem noi? Interesele cui le apărăm noi? Pentru că nu pot să merg să mă înrolez într-un război fără ca să știu interesele cui le apăr. Da, probabil că se va întâmpla ceea ce s-a și întâmplat în România. MAPN-ul va preda organului NATO întreaga structură MAPN și cu siguranță că te vor obliga să te duci, la fel cum mi-au obligat pe ucrainieni să meargă scut împotriva unui război care e pierdut de la început. Ce-ar putea schimba această situație? Că, nu știu, dacă ne-am pune toți la masa negocierilor, mă refer la lideri, evident. Dacă ar exista mai multă, cum se cădenie, mai multă iubire... Este mult... că știu că tu mereu spui că acest destin e fluid. El se poate armoniza după gândurile și... Faptele. Da, viitorul este fluid, nu este static. De asta sunt situații sau sunt anumite imagini pe care nu pot să ți le confirm ca și perioadă, adică să le confirm o perioadă fixă. El este fluid, el este cumva intuitiv, el este într-o continuă schimbare. Însă există această cronologie biblică care indică tot ceea ce se întâmplă. Adică având... puțin respect față de viața ta și uitându-te în mai multe părți, să nu rămâi blocat înspre politica care te conduce, uitându-te din mai multe părți, ai să înțelegi la un moment dat că lucrurile cumva sunt scrise, înregistrate, ele doar va trebui să întâmple. Mă repet, există această cronologie biblică care vine și confirmă evenimentele în care noi trăim. Negreșit. Și nu doar la nivel de România, ci la nivel de conducere. Atâta timp cât stăpânii noștri sunt aceiași stăpâni, nu mai există acestea, ei nu au aceste sensibilități, aceste sentimente despre care tu vorbești. Ei sunt depășiți, adică nu fac parte din ADN-ul lor aceste sensibilități și atunci ne făcând parte din ADN-ul lor, clar ca de orice formă de astfel de discuții, de înțelegeri, vrei pace, pregătește pentru război. Da. Oare până acum a mai fost un moment planetar atât de complicat în afară de cele două războaie mondiale? Evenimente
Cu siguranță au mai fost schimbări, sigur au mai fost. Mă repet, eu nu cred în istoria care instituțiile statului au prezentat-o. Eu nu cred într-o, refuz să cred în acea istorie. E o istorie cosmetizată? E o istorie distrusă și ei încă în continuare caută să distrugă și acea mică parte de artă și de cultură pe care noi cumva o mai avem, pentru că găsești, merg în orice țară mergi, în orice cultură mergi, ai să găsești trecutul omului chiar, nu știu, în covor. Adică oamenii au încercat să păstreze foarte multă informație pe care Occidentul, cel puțin de 500 de ani, o tot distruge. Acum au tehnologie de o generație mult superioară nouă și le este cumva și mai ușor să-ți modifice realitatea, pentru că tot curentul ăsta globalist, până la urmă, asta și încearcă, distrugerea trecutului nostru, fără ca noi să mai avem acces la trecut. Din punctul meu de vedere, tot ceea ce există a mai fost deja, pentru că trecutul omului devine repetitiv. Ți se vor repeta aceleași evenimente în circumstanțe diferite. Da. Nu este nimic nou din tot ceea ce este, cum nimic nou nu a fost nici legat de acea nebunie COVID și de toată isteria aia. Adică sunt lucruri care le găsești în istorie. Actuala situație la nivel global o găsești în istorie. Stăpânii sunt aceiași. Fiindu-ne stăpânii aceiași, ei cumva, mă repet, lipsiți de aceste sensibilități pe care tu le aduci în discuție, interesul lor nu este ca noi să trăim bine, interesul lor nu este ca copiii tăi să beneficieze de libertate și de educație. Și ca să înțelegi lucrurile astea, e suficient să te uiți în jurul tău, începând de la nivel politic, până la oameni cu care tu ai tangență cu societatea de consum, cu societatea de jos, cu omul de rând care nu are ce se întâmplă acum este fără precedent. Oamenii își vând timpul. Oamenii nu mai au timp, oamenii nu mai înțeleg cine sunt, oamenii doar urmează niște programe pe care unii le stabilesc ca și realități în viața ta. Ori dacă tu nu înțelegi să revii la forma ta și să devii critic pe orice idee sau pe orice program ți se induce, tu ajungi să devii victima propriei tale imaginații. O întrebare foarte complicată vreau să-ți adresez în cele ce urmează. China a realizat un soare artificial. Acum, întrebarea este simplă. De ce, cum și mai ales alternativă la ce? Și atunci, noi în emisiunile trecute povesteam la un moment dat despre sumbra posibilitate de a exista un război spațial. Și tot în Biblie scrie că ar putea fi câteva zile în întuneric. Având aceste informații și de o parte și de cealaltă, crezi că s-ar putea pregăti ceva atât de apocaliptic? Da. Revin. Uitându-ne la stăpânii noștri, ei au tot interesul, ei au creat acest Armagedon. Toate lucrurile care se vor întâmpla, ele cumva ne sunt prezentate, adică nu suntem străini, chiar dacă păreau în urmă cu 5, 10, 20 de ani SF-uri, ele au fost prezentate. Există acest interes major din partea
le spun evrei, acum mi-e greu să fac diferența între sioniști, ultraortodoxi și așa mai spun evrei, pentru că face parte din poporul evreu, există acest interes din partea evreilor ca acest Armagedon să se întâmple. Adică există această armă nucleară care cumva ar trebui să explodeze în soare. China cunoaște, la fel cum cunosc toate statele, papalitatea, ei cunosc toate aspectele astea, par teorii de conspirații. SF. Sigur, ei cunosc toate lucrurile astea, China, cu un miliard de populații, nu va sta și n-au stat cu mâinile încrucișate, așteptând ca acești... într-adevăr, să creeze această apocalipsă mult așteptată. Ăsta este și motivul, dacă te uiți înspre mari bogătani, hai să le spunem așa, ai lumii, ei deja construiesc buncăre. Ei își construiesc buncăre. Acest Armagedon este de o actualitate recentă și prezentă și vie. Nu este o idee pierdută pe undeva. Și atunci, sigur, China apare cu această formulă de a crea acest soare sintetic, cumva ca să vină să contraatace această explozie solară, pentru că dacă într-adevăr acest Armagedon va lua naștere, el va lua naștere cu o explozie solară care va crea o catastrofă de necontrolat, indiferent de buncărele în care ei se vor așeza, indiferent de cum vor dori să modifice axa pământului, indiferent de toate cutremurile pe care ei oricum le creează, indiferent de ceea ce va crea în Spania, va fi o explozie la nivel de Armagedon de necontrolat. Ei, în opinia lor, o controlează această explozie, la fel cum controlează și această dorință de a se pretinde în continuare de a fi popor ales, la fel cum, exact ce vorbeam mai devreme, există o cronologie biblică. Au și ei o cronologie, doar că ei dau altă interpretare. Pentru că Biblia e accesibilă oricui vrea să o citească, fiecare înțelege ceea ce poate să înțeleagă, pentru că până la urmă înțelegem ceea ce suntem. Tu sunt atât cât înțeleg să fiu. Nu există nicio diferență între mine și între tine și între Putin și între Trump. Singura diferență care ne diferențiază ca și indivizi sunt înțelegerile noastre. Tu înțelegi această discuție într-un anumit sens, eu o înțeleg într-un alt sens, cei care ne urmăresc dau un alt sens. Și atunci sigur că face diferența și această lectură biblică, pe când ei, având altfel de informații și crezându-se în continuare acești aleși minunați ai Paradisului, este de o actualitate și din punctul meu de vedere, ea și uitându-te în fluxul viitor, ea există. Și ar putea fi curând? Adică acest Armagedon, vorbim de ani, mulți, 4, 5, 10, 50? Nu, putem să vorbim de 2-3 ani. 2-3 ani. Deci până în 2029-2030 s-ar fi întâmplat. Mă repet, viitorul este intuitiv, el este fluid, el nu este static. Eu nu am în fața mea un eveniment precum acest microfon. Eu am un viitor fluid în imagini pe care îl înțeleg intuitiv. Nu pot să modific imaginele pentru că ele sunt existente. Acest Armagedon există în această bulă care cumva stabilește sau asupra căreia sunt stabilite evenimente viitoare. Da.
O altă întrebare foarte provocatoare pentru tine. Aș vrea, pentru că, nu știu, poate am mai spus-o, dar țin să o mai spun, cei care nu-l cunosc personal pe Doru Pârv, nu cred că știu câtă profunzime are în analizele și în discuțiile private pe care le poți avea cu el. De aceea, îmi permit să adresez următoarea întrebare. Aș vrea să vorbim, Doru Pârv, despre un citat care mie mi se pare foarte interesant, dar în același timp foarte controversat. Jos e precum sus, iar sus e precum jos. Foarte mulți vin și spun, stai domnule, că sus e sus, iar jos e nasol, e jos. De ce se spune că precum sus, așa și jos? Noi suntem formați și cumva educați să vedem în două dimensiuni, orizontal și vertical. Pe de altă parte, vine religia și ne educă și face diferența între cer și pământ, ca și cum între bine și rău. Și atunci pământul sau sub pământul apare ca și parte negativă și cerul și cerurile apar ca și parte pozitivă. Există un citat pe care în Sfântul Petru și Pavel spune, am ajuns la un moment dat la stratul 2 al cerurilor. Eu nu știu să fac interpretare biblică, pentru că nu... Dar există acest ou cosmic, mm-hmm, la jumătatea căruia noi ne aflăm. Doar noi, prin educația pe care va veni acest 2025 să dărâme toate blocajele astea de a intercepta sau de a formula diverse aspecte, în sensul că noi suntem până la urmă un ou cosmic. Noi suntem, da, la mijlocul lui. Nu există sub noi să existe o altfel de divinitate sau să existe altfel de forme de viață precum cele de sus. Oamenii, noi, omenirea, nici cazan cu smoală. Eu nu cred în așa ceva și de din totdeauna, de asta am și trăit, Marele Cioran spune, vrei să trăiești liberi, alegi să trăiești la marginea societății. De mic copil am ales să trăiesc la marginea societății, iubindu-mi libertatea mai mult decât orice, atât cât eu am înțeles și cât înțeleg să îmi doresc să fiu liber. Nu cred în acest cazan, cum nu am crezut niciodată în descrierile astea. Da, cred în stările tale lăuntrice, cred în înțelegerile tale, cred în principiile tale, cred, adică ok, dar dacă nu ar fi creat catolicii aceste aspecte de cazan și diferențele dintre cer și pământ, cu siguranță că ar fi lipsit multe interpretări biblice. 2025 va fi anul în care se va dezvălui ce există în subsolul sau ce există sub noi. Pentru că exact ceea ce există sub noi ca și pământ, exact aia există și deasupra noastră. Foarte interesant. Uite, asta e de cercetat, depinde de înțelegerea fiecăruia, ce e mult mai complexă întrebarea și mult mai profundă dezvoltarea, însă cumva mă rezum la ceea ce ne-ai spus. Straturile care sunt și sus și jos. De altfel, spuneai la începutul întâlnirii noastre că este foarte posibil ca, începând cu 2025, omenirea să aibă acces
să primească acces la cunoaștere din partea celor care deja au acces și care țin aceste informații bine ferecate. Și într-o discuție privată pe care noi am avut-o, înțeleg că noi știm 7-8% din adevărurile planetare și am putea să ne ducem în următorii 2-3 ani până la 70%, ceea ce ar fi... Este mult peste înțelegerile noastre de azi. De astăzi, la fel cum 6, 7, 8, 10% din creier, partea care o folosim, imaginează-ți că mai ai o parte de 90 și... Ce face partea cealaltă? O să vină, uite, va veni transumanismul și te va completa tehnologic și te va face jumate om, jumate robot și te va duce înspre o inteligență artificială mult peste înțelegerile noastre. Infinit de mult. Și vor fi oameni care au deschidere înspre această tehnologie, înspre acest transumanism. Vine Vaticanul de 500 de ani stă să pregătească acest concept de transumanism, pentru că există informație, Da Vinci este cu siguranță un mare pionier care a descoperit încă de la acea vreme această transumanță pe care Vaticanul o va pune în aplicare în viitorul cel mai apropiat. Vorbeai despre civilizațiile extraterestre sau, mă rog, despre alte civilizații. Noi am mai discutat aici în emisiune că ele s-ar putea să fie intraterestre, extraterestre și tot așa. Spuneam că aceste civilizații extraterestre s-ar putea să intre în contact cu noi. După ce noi am avut o discuție în care am stabilit câteva jaloane pe care să le discutăm astăzi, a doua zi, am văzut că omul de afaceri Elon Musk, care e și controversat, și adulat, și de toate, spune așa. Tot pe 20 noiembrie, uite că acum văd aici în documentarea mea, este pe 20 noiembrie a anunțat că foarte curând vor sosi extraterestri. Adică va sosi o altă civilizație și vom avea contact cu ea. Și atunci, întreb, probabil că omenirea deja îi știe. Cei liderii, că nu noi, da, liderii, au deja contact cu ei. Probabil că vor fi lăsați la liber, adică hai să vedeți și voi că există, uite, e un moment plin de încărcătură apocaliptică, nu? Uite că există. Și atunci stau și mă întreb dacă nu Elon Musk a spus foarte curând ne vom întâlni cu alte civilizații și în contextul a ceea ce vorbeam noi și spuneai tu, Doru Pârv, până acum câteva minute, posibilitatea unui război spațial cu explozii nucleare în soare sau chiar a unui război atomic pe Pământ. Că mă gândesc că lor nu le convine ca toată această construcție numită Pământ să intre așa, să dispară peste noapte, că așa vor câțiva. Eu mă repet, nu contest existența altor vieți, indiferent de forma pe care o au. În schimb, mă îndoiesc că noi vom ajunge să intrăm în contact cu astfel de entități. Exact, nu? Dar în schimb cred că Vaticanul cu mari lideri ai lumii cred că sunt capabili să creeze și să dea naștere unor astfel de roboți sau unor astfel de aparențe, fie că prin holograme, pentru că au dezvoltat foarte mult, tehnologia este foarte mult dezvoltată și ținută în sertar
comparativ cu înțelegerile noastre. Și atunci mă repet, cred că vor fi în stare să formeze, dar că în spatele tuturor acestor apariții vor fi tot ei. Pentru că noi oricum avem istorie vizuală, adică nici nu ne trebuie confirmare, indiferent în orice colț din lumea asta te uiți, ai să vezi că înaintea noastră și cu mult înaintea noastră în trecut, existența celor care au existat au fost mult mai înțelepți și mult mai dezvoltați decât noi. Există un popor Tartaria, există foarte multă istorie îngropată, există istorie distrusă. Mă repet, mă îndoiesc acum că noi vom ajunge să intrăm în contact, așa cum ne prezintă mari pionieri ai tehnologiei, dar în schimb nu contest că mințile astea luminate sau iluminate care ne tot vor pe noi altfel decât suntem, că aceste minți nu vor crea într-adevăr aceste holograme sau că nu vor da viață acestor aspecte pe care ei le aduc în discuție și ni le prezintă nouă ca și cum ar veni dintr-o altă dimensiune. Mi se pare puțin absurd comparativ cu 10% din creierul pe care îl folosim noi. Mi se pare absurd ca noi să intrăm în tangențe sau în discuții cu niște creaturi mult superioare nouă, adică să vorbim cu ei despre că nu avem ce. Păi, poate despre tehnologie, despre ca și noi să, ca oricum o parte din tehnologie pare a fi luată ca idee de acolo. Păi nu este, ea există, mă repet, ea există, Sorin, trebuie să înțelegi, tot ceea ce ei ne prezintă a mai fost deja, tehnologia nu este nouă. Nu este ceva care ei au inventat. Sau în ciclurile Pământului? Exact. Descoperire. Da Vinci nu a inventat absolut nimic. Da Vinci a descoperit. Este o diferență în a inventa. Tu nu poți să inventezi ceva ce nu a mai fost deja. Nu poți. Nu în mintea ta. Păi, clar, descoperi ceea ce a mai fost. Exact. Ceea ce exact, este. Exact. Și atunci astea sunt niște descoperiri, astea nu sunt niște invenții ale lor. Sunt niște programe pe care ei le-au tot ținut departe de noi, le-au predat armatelor, pentru că armata este atât de evoluată cel puțin 1200 de ani înaintea noastră, înaintea înțelegerilor noastre. 1200 de ani? Cel puțin. Așa aparatura au. Bun, și atunci în contextul a ceea ce spui astăzi noi, marea majoritate, oamenii, trăim în mai mult adevăr sau în mai multă minciună? Dacă e să ne uităm la cele două talere, pentru că spuneai, domnule, și cu civilizațiile astea extraterestre, nu știu dacă vor veni ele sau vom fi lăsați escrocați să le vedem. Escrocați emoțional să credem că ele într-adevăr sunt niște civilizații din alte dimensiuni. Nu contest în schimb existența. Cred că există, cum cred că există multiple forme de viață, cum cred că există miliarde de dimensiuni de viață. Adică să contești ceva ca și inexistent, trebuie să ai o problemă majoră. Atâta timp cât tu nu poți să dovedești ceea ce nu accepți, nu. Suntem în 2024 încât, sau ar trebui să spunem, este posibil orice. Ok, e dreptul tău să nu crezi, dar să spui că nu există, e deja o problemă majoră. Și atunci eu nu spun și nu am spus că nu există, dar mă îndoiesc de această apropiere pe care încearcă să ne o insufle, cum că ar veni din alte dimensiuni. În schimb, nu mă îndoiesc că mințile
iluminate după scaunul papalității și din spatele papalității nu ne vor crea niște programe iluzorii în forme care, mă repet, să ne aducă pe noi și să ne apropie de această idee de comunicare cu ființe din alte dimensiuni mult diferite și opuse față de noi. Pe de altă parte, e suficient ca noi să aflăm cât de mare e Pământul, pentru că, mă repet, dacă noi ne vom în continuare vom rămâne educați doar la forma globului pe care ei ne-au prezentat-o, noi suntem într-o gravă eroare și atunci își pierde sensul precum sus, așa și jos. Da. Ca noi să înțelegem sensul cuvântului precum sus, așa și jos, avem nevoie de adevăr. Adevărul cu siguranță nu o să-l găsim la televizor, adevărul îl găsește fiecare om, există acest adevăr suprem din care derivă adevărul individual al fiecăruia, fiecare om este liber să aleagă adevărul din viața lui. Da, și mai era o întrebare la care eram curios ce ne răspuns, tot legat de faptul că totuși noi nu cunoaștem planeta Pământ, pentru că 70% aproape este apă și noi n-am explorat atât de mult oceanele planetare încât să știm ce se găsește dedesubt. China a spus la un moment dat, am explorat cerurile, galaxiile, tot, și apele decât 1%. Vom vedea viitoarea tehnologie înspre ce ne va aduce, vom vedea psihologia care va veni la conducerea lumii pentru următorii 4 ani, cum ne va educa sau în ce ne va educa să credem și mergem mai departe. Deci 4 ani vor fi psihologii la guvernare, nu? Ne vor 4 spune... ani au fost cei în halate albe. 4 ani vor fi psihologii și probabil dacă vom depăși acest Armagedon și probabil după ce va cădea Partidul Comunist Chinez și după ce va cădea Țarul Rusiei, într-adevăr va apărea acea epocă de aur despre care vorbește Donald Trump, numai că acea epocă de aur nu are nicio legătură cu actualitatea noastră prezentă. Asta înseamnă că avem în față 4 ani dificili, până la momentul în care vom ajunge la posibilitatea unei păci durabile. Avem 4 ani dificili, avem 4 ani cu o pandemie mult diferită și mult diferită față de cea medicală, cu o altă nuanță, deci groasnică. Va mai fi o pandemie? Groasnică. Ups. Groasnică. Asta nu mă gândeam. Adică probabil că numărul oamenilor se va micșora consistent. Acești doctori ne spuneau nouă să ne facem niște injecții. Ei există, ei au programele lor, adică ei vor continua. E și acesta un război. Asta este cel mai grav război, exact, al omenirii, pe care nu foarte multă lume îl înțelege. Războiul ăsta a luat naștere odată cu explozia turnurilor gemene din America. Noi suntem în război psihologic de cel puțin 15 ani. Oamenii nu înțeleg acest război sau nu multă lume înțelege acest război. Este o perioadă în care oamenii s-au trezit și vor continua să se trezească. Este această necesitate de trezire. Oamenii vor conștientiza toate programele și toate minciunile în care au trăit până acum, la fel cum au fost mințiți cu o boală despre care acum aflăm că nu există și se cere arestarea capetelor care au promovat această injectare masivă. La fel va fi și în următorii 4 ani, doar că pandemia va fi mult diferită față de cea care a fost. Adică tot cu moarte.
mă opresc aici pe această pandemie, pentru că e o situație destul de sensibilă de și a o descrie. Nu e cazul să... Da. Și ajung exact discuțiile pe care le-am avut cu unii oameni înainte de această nebunie COVID, pe care eu cumva de vreo 7-8 ani o tot anticipez, și oamenii au crezut că am luat eu rasta pe unde am fost. Și mă opresc și cu această pandemie și la un moment dat o să o discutăm. Discutăm în funcție de cum ne vor permite legile în vigoare. A fost o întâlnire agreabilă. Vroiam să, pentru că am telespectatori care vreau să te întrebe despre blesteme, dar cum pot fi ele anulate și în cazul în care ele există cu adevărat și cum se manifestă. Era un subiect și o temă care am văzut că a apărut în multe mesaje. Da, este o întrebare drăguță. Ea ține de crezurile fiecăruia. Există acest receptor și acest transmițător. Tu preiei, eu trimit. Aceste blesteme există și se vor întâmpla doar în viața celor care cred în ele. Cumva religia vine și te educă și îți dezvoltă acest crez în aceste blesteme. Noi avem această educație ortodoxă, ortodoxia care ea naște din mistic. Aceste blesteme există și îi vor afecta doar pe oamenii care cred în ele. Adică în funcție de crezurile tale, ele așa te vor afecta sau nu. În sensul că dacă ție îți va fura cineva pixul ăla și tu transmiți energiile tale de om păgubit, ești acreditat în fața universului pentru acel blestem. Dacă tu transmiți stările tale înspre acel necunoscut care ți-a furat pixul, acel necunoscut, dacă are o educație diferită de crezurile sau de ideile religioase și nu crede în aceste blesteme, nu le afectează cu absolut nimic. Dacă acel om are o educație și dacă acel om este dus la biserică și cunoaște această nuanță de blestem și are această frică lăuntrică de acest blestem, da, el va fi cu siguranță afectat. Până la urmă, nouă ni se vor întâmpla exact ca și cu boala asta COVID dezvoltată în masă. Ție nu ți se pot întâmpla decât lucrurile în care tu crezi. În funcție de ideile tale, tu stabilești niște crezuri pe care îți dezvolți viața, devii sustenabil. În funcție de crezurile tale și în funcție de ceea ce tu crezi, ție doar lucrurile alea ți se pot întâmpla. Pentru că în momentul în care tu nu crezi, în momentul în care tu nu crezi în această boală, nu neapărat COVID, în orice boală, la fel se întâmplă și cu boala. În momentul în care tu nu crezi, adică creierul nu citește această informație, tu nu poți să dezvolți. Și atunci revin. Există aceste blesteme, există acest schimb de energie care se face prin blestem și mai ales atunci când omul este păgubit și cumva devine acreditat în fața universului de a transmite această energie negativă. Depinde de receptorul care ar trebui să recepteze câmpul tău energetic transmis prin blestem. Că de fapt blestemul ce înseamnă? Starea lăuntrică a omului, paguba ta, merge la nivel cuantic, pentru că devine energie, înspre cel ce te-a păgubit de pix. Mulțumesc foarte mult, Doru Pârv. Dragi prieteni, fiți cu ochii pe noi, o întâlnire și o ediție extraordinară. Trebuie să o vedeți în fiecare minut, să o revedeți, pentru că se spun aici multe lucruri și este foarte important să știm, să fim pregătiți și poate să evităm lucrurile care ne sunt tuturor dezagreabile. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu, Sorin, pentru invitația. Doamne ajută!